O educatoare din Pitești a fost condamnată penal pentru purtare abuzivă după ce a agresat doi copii pe care îi avea în grijă. Femeia a primit o pedeapsă de 2 ani și 7 luni de închisoare cu suspendare, iar timp de cel puțin 4 ani nu mai are voie să lucreze cu minori. Mergem la corespondentul nostru, Mariana Zaharia, cea care are toate informațiile. Te ascultăm, Mariana. Bun găsit, femeia era educator puericultor la o grădință din Pitești. În mai 2022 a fost reclamată de părinții unei fetițe că ar fi rănit copilul în zona intimă, ar fi trântit-o prea tare de o liță. Câteva zile mai târziu, aceeași fată a povestit că educatoarea ar fi încercat să o strângă de gât, lucru confirmat și de colegele de serviciu ale cadrului didactic, care au spus că au văzut urme roșii pe gâtul fetiței. Un alt copil, un băiat în vârstă de 3 ani și 3 luni, a devenit parte vătămată în acest dosar după ce părinții au povestit că aceeași educatoare l-ar fi trântit la podea. Copilul s-a lovit la nas și a sângerat și a pătat hainele, iar părinții le-ar fi primit curate după ce educatoarea le-ar fi dat unor angajate ale grădiniței să le spele. Au concluzionat judecătorii că există probe suficiente ca ea să fie condamnată, așa că au decis o pedeapsă de 2 ani și 7 luni de închisoare cu suspendare. Totodată, educatoarea nu mai are voie să aibă locuri de muncă ce presupun să interacționeze cu minorii.